Doamnelor și domnilor, bună ziua! S-a început campania electorală foarte murdară. Tot din ce în ce mai des îl văd pe șor în rețelele de socializare, ieșind din vizuina lui cu tot felul de idei și promisiuni. În una din clipurile lui care nu le-am care nu am văzut-o până la urmă, mi-a plăcut foarte mult o frază de-a lui, care el spunea că fiecare trebuie să se ocupe de lucrul lui. Electricianul, de electrică, constructorul de construcție, și așa mai departe. Însă el a uitat să spună un singur lucru. Că el se ocupă de... Dar eu am să mă ocup de furatul băncilor. Și așa ar fi fost normal. Numai că el dă sfaturi altcuiva. Știți, nu prea tare îl simpatizez, dar acel videoclip care l-am văzut mi-a adus aminte de perioada când Lenin, într-un film de pe timpul sovietic, când Lenin a ieșit la o uzină și le-a spus muncitorilor că «Dragii tovarăși, socialistica revoluția care mă tak dolgă găvărili să vârșilăși, ura, tovarăși!» Și iată că și șor e cu aceeași emblemă, cu ura, ura! Cei care au trăit în perioada sovietică eu cred că au niște amintiri dureroase. De fapt, trecutul e o maladie care te însoțește pe tot parcursul vieții și o porți cu ea, o porți cu tine, acea maladie, și o duci cu tine împreună în mormânt. Cei care au trăit în perioada sovietică, căci mulți susținători de-a lui Dodon și a lui Șor spun că, ba chiar și a lui Voronin, spun că în perioada sovietică a fost mai bine. Ce a fost mai bine? Că un medic, un pedagog, un simplu inginer sau un contabil, sau mai știu eu, alte profesii,
aveau un salariu de cel mult 80-100 de ruble. Da, voi o să spuneți că energia electrică era ieftină, că benzina era ieftină, gazul ieftin și așa mai departe. Dar e bine oare să trăiești într-un regim totalitar? Știți, mi-aduc aminte de spusele lui taică-miu. El a făcut 4 clase la români și el îmi spunea că ce românii îl mai pișcau, îl mai băteau, îl mai puneau, îl mai pedepseau, mai bine zis, pentru aceea că nu învăța. Dar el mi-a spus că el recunoaște. El recunoaște că nu învăța. Dar acele 4 clase pe care el le-a făcut în acea perioadă, când Moldova era în componența României, el a recunoscut că el nu a făcut nici o lecție în perioada comunistă, cât a mai trăit. Ceea ce a făcut el atunci, după când Moldova era împreună, după unire. Când profesorii români îl impuneau ca să studieze. Dar vreau să mă uit și de cealaltă parte a monedei. Cei care au studiat în perioada comunistă, oare nu sunt printre ei și cei care le smulgeau părul de la ceafă, care îi băteau cu muchia riglei peste degete? Oare această metodă a fost mai bună decât acea până în 40? Ideologia comunistă a stârnit invidia și ura între oameni. Nu numai între alte popoare, ba chiar și între ale lor. Uitați-vă, moartea dubioasă care i-a sugrumat viața lui Nicolae Labiș e foarte stranie. Și nu atât mai mult moartea lui Esenin, care eu la lecțiile de limbă și literatura rusă o întrebam pe profesoară, pe învățătoare, cum așa s-a întâmplat, căci el și-a tăiat vinile și a scris cu sânge un catrem, apoi a reușit
și s-a dus și s-a spânzurat și a sugrumat viața. Știți, atunci, în acea perioadă, eu am avut și discuții cu organele de drept, care, și cu psihologii, care ei îmi spuneau că trebuie să fac numai ceea ce mi se spune. Cred că sunt și de cele persoane care în perioada sovietică mergeau în concediu sau aveau vreo foaie turistică care trebuiau să meargă în Germania Democrată, eu nu mai spun de cea federală, în Iugoslavia. Și înainte de plecare, ei trebuiau ca să aibă o discuție cu reprezentanții KGB-ului, a psihologului, care aveau dreptul ca să schimbe numai 25 de ruble și care li se spunea că dacă cineva ai locuitorii a acelei țări unde te duci, te întreabă cum tu trăiești, ferească Sfântul să spui că tu trăiești rău. Trebuia să spui că eu am de toate, nu am nevoie de nimic, eu trăiesc foarte bine. În caz contrar, dacă te auzea cineva că tu te plângi pe ideologia comunistă, întorcându-te în țară, te aștepta Siberia. E foarte trist trecutul, dar e real. Și puțini care îl recunosc. Cei care erau mai la o distanță mai aproape de Prut, chiar și la vreo 10 km, ei mai prindeau undele televiziunii române și mai vizioneau și posturile de TV ale României, pe care le-am vizionat și eu, și părinții mei care îmi spuneau că îndeosebi în zilele de duminică, care îmi spuneau că măi, mai pune măi românii să-i ascult și pe ei. Nu de mult un sătean de meu m-a sunat și eu mi-am adus aminte cum tatălui a venit și a improvizat o antenă cu ajutorul căreia prindeam undele televiziunii din România. Să fi știut cineva, dar poate că chiar știau, dar să fi vrut cineva ca să te denunțe, te trimiteau în Siberia, fără ca să mai stea de vorbă cu tine. De ce eu nu pot ca să-i înțeleg pe simpatizanții lui Dodon, care vrea să instaureze aceeași dictatură
care e în Belarus. Fiindcă Lukashenko e un dictator. E un dictator care își distruge propriul popor, cum a făcut și Lenin, care a învrăjbit oamenii, nu numai de alte națiuni, chiar rușii între ei s-au împărțit în două lagăre. Și iată că acum, după 10 de ani de zile, însuși rușii nu sunt de acord cu dictatorul lor. Știți, mă frământă o zicală. Ea spune așa că dacă renunți la libertate pentru siguranță, în cele din urmă le vei pierde pe amândouă. Pe ce e mai bine, dar atunci? E mai bine libertatea să o ai sau e mai bună siguranța? Libertatea atunci când poți să-ți exprimi un gând. Libertatea e bună atunci când poți să te ocupi, să scrii pentru un scriitor, pentru un actor să joace un rol care îi place, fără ca să fie controlat, fără ca să fie impus de autoritățile de mai sus și să spună că aceasta, așa nu e bine, așa nu e bine. Trebuie să faci conform ideologiei noastre. Și iată, eu îndemn poporul. Treziți-vă, votați mai bine pentru libertatea voastră, căci ea e mai scumpă decât siguranța. Fiindcă chiar și atunci când ai siguranță, trăiești cu frică. Eu nu în zadar am spus de părinții mei, fiindcă cei care au trecut prin acea perioadă după venirea Armatei Roșii, după pactul Molotov-Ribbentrop, oamenii, populația, trăia în frică. Trăia în frică și în spaimă. Ca nu cumva să le vină, să le ia ultima bucățică de pâine pentru a-i impune ca să lucreze în comun. Și oamenii au fost nevoiți ca să lucreze, fiindcă numai ca să nu moară de foame. Și atât că eu vă îndemn pe toți, pe tot poporul, fiindcă unii am scriu în mesajuri că s-au săturat de străinătate, vor să se întoarcă înapoi la ei în țară, să muncească. Eu sunt de acord. Alții simpatizanții
socialiștilor mă bârfesc, dar eu nu le atrag atenția, fiindcă aceasta e lipsa lor de judecată, e lipsa lor de educație. Ei văd numai o parte a monedei, dar să se uite la cealaltă parte, ei nu vor. Nu vor să gândească cu capul. De aceea, oameni buni, vreți voi, nu vreți, odată și odată va trebui ca să se unească aceste două popoare, fiindcă eu am lucrat și cu găgăuși și am avut relații foarte bune. M-am împăcat foarte bine. Am găsit limbă comună și cu persoanele de și cu vorbitorii de limba rusă. Important e ca să fii om. Atunci vei găsi limbă comună cu toți. Iar dacă te uiți numai la aceea, la vorbele celor care vor numai să te învrăjbească, la bine nu o să aducă niciodată. De aceea vă îndemn iarăși și iarăși. Mai este încă timp. Cântăriți bine. Foarte bine. Binele și negativul. Și până la urmă, faceți o alegere justă. O alegere pentru viitorul țării. Eu vă doresc o zi bună, să aveți grijă de voi, sănătate!